E live, da? E live. Bun. Dragi prieteni, vă salut. Aș vrea să abordez în live-ul acesta împreună cu fratele Mihai, colegul meu, subiectul judecății, nu judeca. Am citit la un moment dat un comentator, nu mai știu exact numele, care spunea că nouul verset de aur al evanghelicilor este nu judeca, ca să nu fiți judecați. Așa că aș vrea să discutăm în câteva minute subiectul ăsta. Și primul aspect, care cred că e foarte important de stabilit de la bun început, este dacă creștinii au voie, au permisiunea, trebuie, au responsabilitatea să judece, sau dacă judecata pe care o facem altora este un păcat. Deci asta e întrebarea principală. Este o responsabilitate, o permisiune, o poruncă? Ce este? Poate e important la început să facem niște distincții generale. Da, în multe cazuri se face greșeala asta, unde se ia o interdicție într-un anumit context și se generalizează și se face o poruncă universală care nu există în Scriptură. Și în cazul ăsta e cât se poate de evident că există contexte, feluri de a judeca care Biblia condamnă și tare păcat ca să judeci în felul ăla, în contextul ăla poate, dar în același timp există o sumedenie de texte în care ni se spune să judecăm. Deci să judecăm în contextul învățăturii, în contextul închinării, în contextul disciplinei bisericești. Disciplinei, în contextul relațiilor între frați, tot felul de contexte în care ni se poruncește să judecăm. Și a lua numai cele două texte sau categorii de texte una lângă alta, îți dă de înțeles că dacă ai interpretat nu judecați ca să nu fiți judecați ca și o chestie absolută, ai ratat total înțelesul textului. Și ajungi la o contradicție, până la urmă, a Scripturii cu Scriptura. Nu? Deodată da. Ce Pavel zice, judecați voi. Da. Exact. Sau Domnul Iisus Hristos spune, într-o situație, judecați voi, le spune fariseilor, nu? Ok, în contextul ăsta, cum interpretăm, care ar fi, să zic așa, niște nuanțe, poate, pe care ar trebui să le facem la cel mai cunoscut verset? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Am auzit, de exemplu, în discuții dintre atei și credincioși sau discuții live pe care le-am văzut în care atei sau agnostici sau seculariști puneau întrebări unor tipi care țineau anumite conferințe, pe cum că Iisus v-a zis să nu judecați. Da? Cum explicăm că versetul ăsta a fost cunoscut chiar și pentru oamenii necredincioși? Care e contextul? Ce înseamnă el? E contextul e unul de a... Domnul Iisus condamnă ipocrizia, condamnă falsa religiozitate în care oamenii, până la urmă, judecau după propriile lor standarde, până la urmă inventau. Fariseii aveau o sumedenie de porunci și de legi pur și simplu inventate de ei, de exemplu, și judecau poporul după legile respective. Și contextul ăsta este de falsă religiozitate, falsă... deci nu o apartenență față de adevăr, nu o dorință de a realmente a înțelege și a împlini adevărul. Și în contextul ăsta de ipocrizie, de falsitate, Domnul Iisus spune nu judecați. Da? În felul ăsta. Deci ăsta e cumva contextul lărgit în care ne aflăm. În niciun caz Domnul Iisus nu spune să nu judecați, de exemplu, ce este drept sau ce este nedrept, ce este după Cuvântul Lui Dumnezeu sau ce nu este după Cuvântul Lui Dumnezeu, că tot în contextul ăsta se vorbește despre falși învățători, se vorbește și atunci e clar, ok, deci dacă eu nu trebuie ca să judec, după aia imediat după Domnul Iisus îmi spune ca să mă feresc de falși învățători. Păi cum fac asta? Dacă nu pot ca să judec învățătura lui. Sau zice la 4 versete distanță să nu dau mărgăritarele mele înaintea porcilor. Da, asta implică o judecată, adică ca să nu dau unui porc ceva, trebuie să-mi dau seama, să discer, nu că e un porc. Da, bine, e o metaforă. E o metaforă, dar mergem pe metafora asta. Da. Da, deci pare în context, mai ales că chiar și în contextul în care spune să nu judec pe fratele meu, imediat după aceea spune fățarnicul scoate întâi bârna din ochiul tău, deci este o secvențialitate și atunci vei vedea limpede să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci Domnul Iisus, sub nicio formă, din câte înțeleg eu, nu promovează teologia lui Cain, nu? Deci ce legătură am cu fratele meu? Nu scoaterea paiului problema, ci problema e că persoana respectivă nu
s-a analizat pe el în primul rând. El, dacă ar fi interesat de a face dreptatea, ar fi interesat de a face dreptate și în viața lui. Dacă ar fi interesat de a judeca corect, ar judeca și viața lui în primul rând. El e interesat de a, de a fi un ipocrit, practic. El să trăiască în păcat, el să facă ce vrea el, dar de frații lui să zică, voi sunteți așa, voi sunteți așa. Și atunci, în cazul ăsta, unul la mână că judecata devine greșită când face asta și doi la mână, eu cred că devine și ineficientă. Adică dacă tu trăiești în păcat, dacă tu nu îți analizezi viața ta, nu vei fi în stare ca să fii de ajutor fraților tăi prin a judeca, prin a avea discernământ ca să zici, uite frate, uite, văd asta în viața ta. Unul la mână că nu vei observa corect, vei observa greșit, vei observa cu motivații greșite, vei observa lucrurile alterate de păcatul din viața ta. Și doi la mână, și dacă ceea ce ai spune ar fi corect, n-ai credibilitatea necesară. Adică dacă tu ești, de exemplu, cel mai mare curvar și te duci la cineva și zici, măi, mi se pare că ai o atitudine greșită despre ceva. Bă, frate, stai un pic. Cred că ar trebui prima dată să te uiți tu la viața ta. Deci nu o să ai nici optica necesară, nici atitudinea necesară și nici credibilitatea necesară. Și atunci vei fi total ineficient în a face ceea ce până la urmă Domnul Iisus spune să faci. Da? Deci rezolvă problema din viața ta ca să faci. Exact cum ai sublineat mai înainte. Ca să faci chestia asta. Deci să duci să poți ca să să judeci. Pun între ghilimele pentru că lumea înțelege ca ceva foarte negativ. Ok, atunci hai să marșăm puțin pe ideea asta și să continuăm. Dacă Domnul Iisus Hristos nu scoate din calcul judecarea fratelui celuilalt, adică să observ că el are un pai în ochiul lui, dar spune întâi să mă ocup de mine după aia de el, dacă Domnul nu scoate din calcul judecata în relațiile interpersonale, hai să marșăm puțin pe chestiunea asta. Cum ar fi corect să privim judecata între frați? Judecata bună, biblică, da? Ca eu să, tu să-mi scoți mie paiul din ochi, da? Tu să mă ajuți într-o problemă, tu să mă corectezi în privința unui păcat. E normal lucrul ăsta, e Biblie, ne mai spune Biblia undeva să facem lucrul ăsta. Deci, da, doar că termenii folosiți poate că sunt alții și sunt mult mai acceptați, dar implică procesul de judecată. De exemplu, ne spune Biblia să veghem unii asupra altora. Pe a veghea unii asupra altora înseamnă a observa, da? A trăi viața în așa fel încât eu să fiu în cunoștință de viața ta, de acțiunile tale, de felul în care te comporți, de ceea ce zici, de ceea ce faci. Da? A observa, a judeca, în sensul de a-mi folosi discernământul și a zice ceea ce a făcut fratele Andrei, e în conformitate cu Scriptura, nu e în conformitate cu Scriptura, și după aia a confrunta. Și acolo ni se spune cum să confruntăm, cu ce motivații, cu ce atitudine, adică în dragoste, cu Duhul blândeții, cu răbdare și așa mai departe. Și când, cumva, când pui piesele astea toate împreună, asta e judecata între frați care ar trebui să existe. Nu judecata aia unde ai cineva în biserică care pur și simplu cumva e gică contra sau judecătorul bisericii și el numai dă verdicte și nu. Și există o relație, există un context, există o intenție bună și o observare a vieților noastre în mod reciproc și atunci se judecă. Într-o biserică, să vedeți, asta se întâmplă constant. Deci viața normativă în biserică. Constant ar trebui ca lumea să îți mai spună, bă, frate Andrei, uite, când ai zis chestia aia, nu a fost ok. Sau decizia aia care ai luat-o nu a fost după Scriptură. Dacă asta nu se întâmplă în viața din comunitatea ta, ai o problemă. Nu trăiești într-o comunitate spirituală, vie, sănătoasă. Eu mi-aș face probleme dacă nimeni, timp de o lună de zile, de exemplu, de la noi din biserică, nu m-ar judeca. Nu m-ar judeca, da? Uh-huh. Uh-huh. Și când se întâmplă, eu nu mă simt ofensat. Pentru că se întâmplă întotdeauna din dragoste, cu intenții bune, cu blândețe, după cuvântul lui Dumnezeu, da? Și atunci ai zis, ok, omul ăsta îmi vrea binele meu. Omul ăsta îi pasă. Dacă ar trece o perioadă foarte lungă, aș fi îngrijorat. Deci am depistat câteva, din discuție, câteva tipuri de judecată greșită. Judecata cu motivații greșite, judecata omului care numai dă verdicte la alții, dar el niciodată nu-i supus judecății altora, deci el are voie să mitraliereze pe toată lumea, dar el nu se supune vegherii celorlalți frați.
judecata, da, legat de asta, omului care nu primește, da? Și ai atins tangențial judecata după încredințări. Ai spus, trebuie să judecăm după cuvânt. Da. Da, dacă eu am niște păreri, niște încredințări, eu cred că trebuie să facă cineva ceva, dar nu-i după Scriptură și atunci îl judec pe celălalt, e o judecată greșită. De fapt, cred că e ce tare. Frate, eu cred că, eu simt că, eu... Bă, frate, nu... iartă-mă, nu-s interesat ce simți tu. Dacă poți ca să-mi spui ce spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci mă ajuți. Mă ajuți, dar dacă îmi spui numai ce simți, s-ar putea ca simțurile tale să fie total nepotrivite, să fie total incorrecte. Adică s-ar putea, de exemplu, la un moment dat, ca un om să ia o decizie duhovnicească după cuvântul lui Dumnezeu și un alt om care e mai slab în credință sau care nu e la fel de duhovnicesc, să zic, nu mi se pare ok. Nu mi se pare că a fost prea radical, să mi se pare că a luat o decizie incorrectă. Când, de fapt, decizia e corectă și decizia e după cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ne lăsăm conduși de simțuri, o să ajungem ca să judecăm și să răsturnăm tot felul de decizii bune, pentru că niște oameni au anumite simțuri sau atitudini. Nu ne interesează genul ăsta de judecat. Ne interesează... Asta nu înseamnă că pentru un om duhovnicesc și un om care cunoaște și iubește cuvântul lui Dumnezeu, aspectul sentimental nu va fi o realitate. Adică când se întâmplă ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu, poate înainte ca să-ți vină în cap un verset, tu simți că ceva nu e ok, știi? Bă, ceva aici nu e ok. Dar după aia Duhul Sfânt îți aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu și judeci lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu. Ok, să, poate să facem, acum timpul prea scurt, o taxonomie așa a judecăților greșite. Ce știu, să le enumerăm, deja am spus câteva, dar oricum principiul pe care îl observ ăsta. Nu, discuția nu este dacă să judecăm, ci sau cum, ci, și nici când să judecăm. Trebuie să judecăm totdeauna. Da, nu? Corect. Deci eu trebuie să procesez totdeauna. Dacă totdeauna sunt expus, de exemplu, falșilor învățători, se expun totdeauna anticriștilor, zice Hristos, vor veni mulți Hristos mincinoși, înseamnă că eu totdeauna trebuie să judec. Poate să mai atingem câteva tipuri de judecată greșită. Aud foarte des, chiar spus de păstori, de predicatori, când predică cineva un lucru și pare ciudat, când cineva pretinde că e o lucrare a Duhului Sfânt și pare să nu fie, imediat ei vin cu replica asta. Dacă uite, nu judecați. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cum vezi lucrul ăsta? În sfera bisericii, da? Instituțională, în interiorul instituției vorbim, da? Se întâmplă ceva și spun, nu judeca, frate. Frate, e evident păcat ăla. Frate, nu judeca. Frate, a spus o prostie de la mână. Frate, nu judeca. Frate, păstorul cu tare a făcut așa. Sau lucrarea pe care el, despre care spune că e lucrarea Duhului Sfânt, nu pare să fie. Frate, nu judeca. Ca să nu fii judecat, să nu cumva să gulești pe Duhul Sfânt. Cum mai răspunde la... Mi se pare că e un val de agresiune sub versetul ăsta. Da, e tirania toleranței sau tolerării astea postmoderniste. Deci, în momentele alea, mi se pare că biserica, ca și, nu-mi place cuvântul instituție, dar corporativ vorbind, încalcă porunca lui Dumnezeu de a își folosi discernământul spiritual, de a judeca toate lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu. Adică exact ce Biblia ne spune de multiple ori ca să facem, în cazul, de exemplu, al lucrării Duhului Sfânt, avem imperative clare că întotdeauna noi trebuie să judecăm. Da? Doi sau trei proroci se ridică pe rând și aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu și restul trebuie să judece. Corect. Da? Bun. Pavel, ce vorbești? Lucrarea Duhului Sfânt nu trebuie judecată. Nu? Deci Apostolul Pavel ar fi astăzi scos afară din biserici pentru că el nu acceptă lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că el zice, când s-ar ridica un proroc și Pavel ar fi acolo, Pavel ar lua notițe și la final l-ar chema și zice, băi, uite care e situația. Nu-i după cuvânt. Da? Deci Pavel ar fi scos afară din biserici în ziua de astăzi. Sau Ioan, cercetați duhurile. Da, deci lucrul ăsta e clar. Sau dacă vorbim despre păcate, de asemenea, vedem, Apostolul Pavel face lucrul ăsta și face la distanță. Zice, ok, între voi se aud că sunt păcate care nici în lume nu se... E scârb la aia din lume și se întâmplă între voi. Și i-am și judecat. Am și judecat. Deci lucrul ăsta nu se discută. Bine, acolo procesul de judecare, deși pare foarte sever, e evident că a fost un proces de judecată în care informațiile au ajuns la Pavel, mai mult ca sigur că au ajuns din multiple surse, pentru că deja... Deci cineva a judecat înainte. Cineva... E ceva greșit acolo. Corect. Cineva... Dar și Pavel a judecat în sensul că nu pur și simplu... I s-a părut lui că există un curvar sau s-au auzit el un zvon sau ceva. Au fost multiple rapoarte despre păcatul ăsta. El a analizat situația,
A trecut și o perioadă de timp și problema nu s-a rezolvat, de-aia e nevoit el ca să intervină și el în epistola lui tranșează problema. Și chiar el spune, stabilește un principiu într-un fel pentru biserica din Corint. Nu este de datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, treabă retoric, dar trebuie să fie clar lucrul ăsta. Sau când vorbește despre judecățile între frați, zice, nu sunteți în stare să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Da, Apostolul Pavel cred că ar fi îngrozit să vadă ce se întâmplă astăzi în biserici. Deci cred că ar fi, cum să zic, total oribilat și total îngrozit ca să vadă felul de a pune problema și felul în care pe principiul ăsta fals al a nu judeca, a avea dragoste, dragostea falsă, se permite să promovează păcatul. Deci el, eu cred că el nu ar putea ca să reziste în bisericile de astăzi. Ar fi el catalogat, și el și Domnul Iisus și celălalt apostol, ar fi ei catalogați ca și lipsiți de dragoste, lipsiți de tot ceea ce zic postmodernii și de astăzi. Deci, din contra, ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să judecăm. Și, vedem principiul ăsta peste toată Scriptură, judecata respectivă trebuie să înceapă din casa lui Dumnezeu. Deci, sunt cercuri concentrice. Cu tine personal, familia ta, biserica ta și așa mai departe. Și aici biserica are o mare lacună, pentru că biserica din ziua de astăzi, care pe lângă faptul că este foarte naivă, foarte, a acceptat foarte mult din ceea ce lumea i-a băgat pe gât, în unele cazuri vine și judecă lumea. Și zice, ok, aici nu suntem de acord. De exemplu, dau un exemplu. Mișcarea asta pro-familie, da? Care sunt total de acord. Sau vedem că pocăiții, eu am mai predicat pe chestiile astea de etică, așa, pocăiții ies în stradă împotriva corupției. Și atunci vin nepocăiții și arată cu degetul și zic, ok, voi ieșiți în stradă împotriva corupției, voi ieșiți în stradă pentru aia, dar la voi în ogradă voi n-ați judecat. La voi rata de divorț în creștere, la voi furturile așa, la voi evaziunea fiscală la maxim. Adică stai un pic, scoateți voi prea de bârna de la voi și după aia veniți și discutați despre problemele în Parlamentul României. Și în momentul în care biserica nu face asta, își pierde credibilitatea. Deci când ea nu judecă în interiorul ei. Și în ziua de astăzi și tu ai experimentat asta și eu am experimentat asta, se vorbește foarte mult când apare un păcat în biserică, să nu facem biserica de rușine, să nu ne vorbească lumea, să nu... Și încearcă lumea să astupe păcatul ăla. În loc ca să-l judecăm, să-l tranșăm, dacă omul ăla se pocăiește, îl primim din nou cu dragoste, dacă nu, se dovedește că el, cel puțin în momentul ăla, e nepocăit, arată ca și un necredincios, e expulzat și biserica își păstrează mărturia. Când biserica atunci condamnă curvia, condamnă furtul, condamnă orice, cei din afară vor zice, oamenii ăștia nu doar vorbe, ei se uită la ceea ce noi am făcut și zic, uite, din comunitatea lor, oamenii au fost disciplinați pentru asta. Și asta lipsește groaznic în ziua de astăzi. Biserica nu mai are o mărturie suficient de puternică încât să poată să judece în mod profetic societatea. Uh-huh. Trebuie să stăm tăcuți înaintea societății. Uh-huh. Într-o concluzie, în ce fel ar fi compatibilă judecata cu dragostea? Pentru că asta e replica cea mai populară, cel mai des întâlnită, că dacă judeci, nu ai dragoste. Acum e clar, dacă Domnul Iisus Hristos a spus judecați voi, sau Pavel a spus nu sunteți voi stare să judecați, judecați profeții, judecați toate lucrurile. În ce fel, e clar că Domnul Iisus a avut dragoste, că Apostolul Pavel a fost cel care a încurajat la să iubim, în ce fel judecata este o exprimare, o manifestare a dragostei. Știm, dragostea este legea supremă a lui Dumnezeu, judecata trebuie să fie o manifestare. Acolo unde nu există judecată după cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde nu există confruntarea păcatului după cuvântul lui Dumnezeu, nu există dragoste. E să folosesc câteva, cumva, exemple paralele să fie cât se poate de clar. Dacă eu sunt un medic și observ cancer în trupul cuiva și zic, mă, nu vreau să-l tulbur, nu o să-i spun, știi? N-ai zice că am dragoste. Dacă eu sunt un părinte și văd comportament greșit în copilul meu și zic, n-am să-l judec și n-am să-l disciplinez, acolo nu-i dragoste. Da? Deci în foarte multe cadre și în foarte multe contexte înțelegem că acolo unde cineva vede o problemă, o identifică, o judecă, o confruntă și o rezolvă spre binele celor care se află în acea problemă, acolo e dovadă de dragoste. Sau, de exemplu, dacă un judecător ar spune, mă, nu vreau să-l bag pe violatorul ăsta sau hoțul ăsta la pușcărie sau criminalul ăsta,
că îl iubesc. Ok, dar ce faci cu noi restul care corect suferim din cauza? Corect. Deci, în, din punctul de vedere, dacă se judecă după Scriptură și dacă se acționează, se confruntă după Scriptură, e o dovadă a dragostei. Și, de fapt, nu prea multă dragoste duce la lipsă de judecată și confruntare și faptul că lumea e o lașitate spirituală. Deci, pur și simplu, le frică ca să confrunte păcatul și, de multe ori, le frică ca să confrunte păcatul pentru că atunci a zis, păi, atunci și eu o să fiu confruntat. Dacă eu și zic, Andrei, uite, ai făcut chestia asta, nu-i corectă. S-ar putea ca săptămâna viitoare să fie rândul meu. Și cei mai mulți oameni nu vor asta. Deci nu vor ca să fie confruntați. În schimb, oamenii care fac parte dintr-o comunitate de oameni născuți din nou și regenerați și sunt și ei născuți din nou regenerați, vor asta. Okay, eu îmi fac datoria în dragoste față de tine, așteptând că și tu vei face ceva. Asta ar fi o obiecție, că dacă ajungem să judecăm lucrurile rele, chiar lucrurile care sunt rele, cineva ar spune, păi toți greșim, asta înseamnă că am început să ne judecăm continuu. Da. Nu ar fi minunat? Să ne ajutăm să ne corect curățim de prostie, de minciuni, de erezii, de păcate. Eu cred că cuvântul ăsta de judecată, de trebuie cumva revendicat din mâna celor care l-au făcut ceva tabu. Da? Și dată semnificația biblică. Semnificația biblică. Și când vorbim despre a nu judeca, să clarificăm, vorbim despre a nu judeca incorrect, de a nu judeca din motivații greșite sau în contexte greșite. Sau ipocrit, sau pe cine vrem, cum exact vrem. Exact. Da. Bun. M-am bucurat de discuția asta. Mulțumesc pentru participare. Sper că v-a fost de folos discuția despre judecată. Este un subiect foarte, foarte actual, mai ales că foarte des, dacă aș putea folosi expresia asta, oamenii ne bagă pumnul în gură și ne spun, domnule, nu judeca, nu judeca, nu judeca, să nu judeci nimic. Vedem că Biblia ne spune să judecăm, ne cheamă să judecăm. Sper că v-a fost de folos clipul ăsta. Dați un like. Judecați voi. Da, judecați voi după Scriptură, dați un like și dați un share.